De ce recapișonați acul că noile protocoale spun că este interzis? 1. Pentru că recapișonarea este interzisă doar în cazul puncțiilor, nu și în cazul utilizării seringii pentru aspirarea apei oxigenate. 2. Pentru că acel ac nu intră în contact cu fluidele organice ale corpului. 3. Pentru că deși risămânțe, acul este necontaminat. 4. Pentru că nu permit să schimb 10 ace la un pansat dacă am de aspirat de 10 ore apă oxigenată. 5. Pentru că dacă îl scot nerecapișonat și îl așez pe masă, acul captează de pe masă bacterii pe care ulterior le inoculez în apă oxigenată când vreau să fac o nouă aspirare. 6. Pentru că pun în balanță un protocol idiot versus un risc inexistent de înțepare cu un act necontaminat versus potențial financiar limitat al unui pacient pensionar. Și 7. Pentru că atunci când fac ceva, îmi conectez creierul întâi și abia apoi protocolul, dacă acesta se potrivește situației. Pentru a învăța să faci diferențe în asistență medicală, te invit la seminariile gratuite de pe www.medataloș.ro destinate abonaților site-ului meu.